agresiuni fizice, amenințări cu moartea și liste cu indezirabilii care ar trebui eliminați. Așa arată campania electorală din Franța, cu 3 zile înainte de turul al doilea al parlamentarelor. O atmosferă extrem de tensionată în condițiile în care extrema dreaptă speră să ajungă la guvernare pentru prima dată după al doilea război mondial încoace. Iar forțele de centru și de stânga încearcă să blocheze partidul lui Le Pen în viitorul legislativ. 30.000 de agenți de poliție vor fi mobilizați duminică pe străzi, pe măsură ce poliția se teme că vor izbucni și violențe. Purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Prisca Thévenot, și membrii echipei sale de campanie au fost agresați miercuri seara într-o suburbie din sud-vestul Parisului. Ea le-a cerut unor tineri să nu mai rupă afișele candidaților pe care nu îi susțin, moment în care aceștia au devenit agresivi și au rănit pe candidata locală a partidului lui Macron și pe un alt membru al echipei. Que j'ai entendu des grands cris de mon balcon. Au départ, je savais pas ce que c'était. J'ai commencé à filmer et là, pendant que j'étais en train de filmer, je me suis aperçu que c'était une de mes collègues qui se faisait agresser. Il y avait peut-être entre 20 et 30 gamins enfin, qui couraient dans tous les sens. Voilà. Ma video a permis à la police d'identifier. Atacul a creat un val de indignare contra extremiștilor. Șefa acestora, Marine Le Pen, a reacționat și ea. Fără a condamna însă explicit atacul, ea a apărut că vrea să folosească incidentul, tocmai pentru a-și justifica retorica rasistă și naționalistă. Note que beaucoup de femmes candidates sont attaquées. Nous avons nous-mêmes un certain nombre de candidates qui ont dû arrêter leur campagne. Je trouve que c'est un climat absolument déplorable. Atacul asupra politicienilor din partidul lui Macron vine în condițiile în care un site al extremei drepte a făcut apel nici mai mult, nici mai puțin decât la linșarea a cel puțin 100 de avocați din barourile din Paris și Cannes. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le résultat, même si l'extrême droite n'a pas la majorité absolue, nous sommes dans un niveau d'alerte pour la République et la démocratie tel qu'on ne l'a jamais vu. Il y a une formidable crise démocratique. Actualul premier Gabriel Attal, candidat din partea partidului centrist al lui Macron, susține că oricât și-au periat mesajele în ultimele zile, extremiștii de dreapta au o agendă clară. La réalité c'est que ce qu'il y a derrière la façade, c'est toujours la même chose. Et que si vous avez une origine étrangère, vous êtes un mauvais français. Si vous êtes binational, vous êtes un demi-national. Et dans ces cas-là, vous n'êtes pas digne de confiance pour occuper un poste dans la fonction publique qui veut trier les Français, stigmatiser une partie des Français en raison de leur origine. Et un jeune qui n'a aucune compétence, aucun diplôme peut être aujourd'hui le premier ministre. C'est impossible et c'est incroyable que aucun Français se pose cette question-là. Et moi, je suis complètement Eh bah oui, parce que je me dis, Bardella, c'est simplement la marionnette ou le ventriloque de Madame Le Pen. C'est tout. On va élire un ventriloque premier ministre. C'est extraordinaire. Rasismul și xenofobia nu sunt singurele probleme care îi frământă pe mulți francezi și modul în care este împins în față Jordan Bardella de către extrema dreaptă îi determină pe unii să-și facă griji pentru ce va urma după 7 iulie.